Ortocheratologia este o metodă alternativă de corecție a miopiei care a apărut în urmă cu 20 de ani în Europa. Noi în clinica noastră, Visus Clinic, folosim această metodă larg pentru că suntem convinși că este foarte utilă și foarte bună, mai ales când este vorba de copilași mai mici. Această metodă se adresează tuturor celor care au miopie cu o dioptrie între -1,5 și -4,5. Sunt niște lentile dure care se pun pe timp de noapte, se apasă pe cornee și reduc acest viciu de refracție care se numește miopie, da? Adică atunci când este ochiul mai lung al pacientului. Noi din față putem să acționăm. De dimineață trebuie să doarmă copilul aproximativ 6 ore, minim 6 ore. De dimineață, atunci când se trezește, ochișorul e mai mic, da? Și de dimineață se vede mult mai bine. Nu mai are nevoie de ochelari, nu mai are nevoie de lentile de contact, cam spre seară. Mai pe seară, cornea își revine la forma inițială și începe să vadă un pic mai slab. Aceste lentile previn progresia miopiei, iar pentru a se acomoda cu ele este nevoie de maximum o lună de zile în funcție de pacient. Mai multe informații suplimentare referitoare la ortocheratologie se găsesc la Clinica Visus din Ploiești, situată pe strada Traian Moșoiu, numărul 11, lângă fostul Cinema Popular.